școlile de balet nu mai au nicio taină pentru câțiva prichindei din București, îndrumați de coregrafa Oana Ioniță. O fetiță, o domnișoară și o doamnă, după aceea, trebuie să aibă o ținută și o eleganță în vorbire, în mișcări, în gestică și în prezență. Baletul este necesar din punctul meu de vedere. E ceva unic pentru noi să fim balerine. Până la urmă ajunge să ți se pară o minunăție, o artă adevărată. Și, nu știu, nu mai poți să te oprești. De dimineață când te trezești, nu mai îmi pași de balet, îți vine să stai. Copiii care fac balet nu dobândesc doar eleganța și noblețea acestui dans. O fetiță când se apucă de balet, se schimbă total și din punct de vedere fizic și al mentalității. În primul rând se înalță, musculatura se lungește, poziția e mult mai nobilă. O balerină e grațioasă, trebuie să știe elementele, să nu se lase dacă e ceva greu sau că nu-i place ceva. Înainte nu prea eram, chiar atât de grațioasă și acum când am descoperit baletul, am început să fiu mai grațioasă, să fac mișcările mai suave, mai gingașe. Sus, alunge și por de bra pe spate, capul cambre, mult pe spate, mult, 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 du-te, 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 du-te. În spatele acestor mișcări pline de grație și eleganță se ascund un program riguros și foarte multă muncă. La început este foarte puțin greu, dar după aceea te obișnuiești și crezi că totul e ușor din nou, dar după aia trebuie să te chinuiești un pic, să-ți iasă mișcările frumoase, perfecte. Ce nu-mi iese, mă uit în oglindă, după aceea le fac toate chestiile și îmi place foarte mult când să dansez. Tragem de umeri, deschidem pieptul, deschide, trage, trage, trage. Ești cu umeri în față. Aha. Și jos, reveni. Prindem cu piciorușele, mânuțele, piciorușele sus. Bărcuța, sus, 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 deschide pieptul. Pe poante te doare un pic piciorul până la început, până te obișnuiești. Dacă pui direct piciorul, o să te doară când stai pe ele. Trebuie să-ți pui un puf sau ceva din ceva să stea acolo ca să poți să stai pe ele. Că dacă nu, o să te doară și mai rău degetele decât te dor la început. Un dans grațios, așa cum este baletul, presupune o ținută aparte. Ținuta impune o anumită rigurozitate. În primul rând, părul trebuie să fie foarte bine strâns într-un coc, ceafa liberă, nu trebuie să te gândești decât la mișcări și nu la alte lucruri care ar putea să intervină între tine și balet. Trebuie să avem body negru, fustă mov și ștrămpi albi. Oana Ioniță este cea mai bună prietenă a micilor balerine și toate visează că într-o zi vor fi ca profesoara lor. Eu o iubesc pe Oana, îmi place cum face și mă învață foarte multe lucruri. Oana este foarte bună cu noi, glumește ca o a doua mamă pentru noi. Și față, și petrecut, și față, și ron, sus, și ron, mânuța, sus, ne ridicăm, pa de bure! Spre deosebire de celelalte dansuri, baletul este o artă și o disciplină care educă și înnobilează și nu este adresată doar fetițelor. Recomand baletul și pentru băieți pentru că îi ajută la poziție, ureche muzicală, prezență, educație și e posibil să înceapă cu balet, după care să meargă spre dans sportiv, spre street dance, spre toate stilurile de dans, dar baza solidă o constituie baletul. Bună seara! Mulțumim! Bravo! Și putem să mergem acasă acum.